Piața agroalimentară din Șimleu, Silvaniei, va fi modernizată printr-o investiție de amploare, pe care autoritățile vor să o deruleze cu ajutorul unui credit bancar. Lucrările ar putea fi încheiate în 2021. Contractul de achiziții publice care vizează amenajarea pieței agroalimentare din Șimleu, Silvaniei, a fost publicat zilele trecute pe sistemul electronic de achiziții publice și se află în prezent în stare de verificare. Investiția în valoare de 6,7 milioane de lei plus TVA ar urma să fie asigurată dintr-un credit bancar, dar și din fonduri proprii. Am început în urmă cu ceva timp, adică ceva ani mai bine spus, un proiect de reamenajare a pieței. Unul dintre lucrurile urâte și nefuncționale ale orașului este piața agroalimentară. În acest context, am comandat un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic și, din păcate, a mers destul de greu. În concluzie, astăzi avem un proiect tehnic, astăzi, practic, l-am avut spre începutul anului, pentru că valoarea lucrărilor este destul de mare, respectiv este evaluat la 6.700.000 de lei plus TVA, asta înseamnă 67 de miliarde de lei vechi. Am aprobat cu o hotărâre de Consiliul Local accesarea unui credit. În ultimii 15 ani nu am luat niciun fel de credit. În concluzie, din calculele pe care le-am făcut, am considerat că rezolvarea acestei probleme, respectiv această investiție, poate fi suportată din bugetul local și ca să nu împingem această investiție pe mulți ani, poate pe 5-7 ani, am adoptat acest sistem de a lua un împrumut. Din păcate, România are un grad de îndatorare destul de ridicat, așa că Ministerul Finanțelor a avizat acest credit cu o sumă mică în 2020 și cu restul sumei în 2021. Și tocmai de aceea, evident că există și o parte de buget local, tocmai de aceea am spus că cel mai optimist termen pentru finalizarea lucrării este 2021. Am început procedurile de achiziție publică, am publicat pe SEAP, în acest moment este în stadiu de verificare. La un moment dat, evident că vom avea un constructor care se va apuca de treabă și noi ne vom face calculele în ceea ce privește derularea lucrărilor, astfel încât să nu există un blocaj financiar nici din partea noastră spre constructor, nici din partea constructorului ca și executant. Investiția va asigura locuitorilor din zonă un spațiu modern pentru comercializarea fructelor, legumelor și a produselor lactate. Proiectul este unul frumos. Știu că șimleoanii sunt supărați că această piață a fost, practic, și în urmă cu 2 ani am prezentat forma aproximativă a proiectului, fără detaliile tehnice, dar sper ca după această perioadă să fie mulțumiți că vor avea o piață modernă. Ce lucrări sunt prevăzute acolo sau în ce măsură ar urma să se schimbe? Lucrări de modernizare totală, respectiv tot ce înseamnă acolo tot ce înseamnă clădiri care sunt necorespunzătoare, vor fi date jos și vor fi refăcute și va fi o piață total nouă. Cu clădiri, cu spații de vânzare a fructelor, cu spații de vânzare a legumelor, a produselor lactate. Evident că nu poți să faci un proiect din asta decât respectând toate normele europene. În concluzie, la finalizarea lui în piața agroalimentară din Șimleu se va putea face un comerț civilizat. Este funcțională piața în acest moment? Este funcțională, dar, de exemplu, și partea de infrastructură și partea de, nu știu, paviment este dezastroasă. Și oamenii, pe bună dreptate, au o mare nemulțumire legată de acest lucru, dar era absurd să ne apucăm să facem partea de jos și apoi să începem să spargem din nou în momentul în care începem să facem noile construcții.